Hai că poți! Ce stresant e! Sper că e corect! Asta e tot ce pot! Cum am descurcat? Pe cine încerc să păcălesc? E greșit, nu-i așa? Nu știu de ce mai încerc! Ce greu e! Fiți atente, tocilarelor! Trebuie să faci doar asta! Voila! Știu! Sunt genială! Cum e posibil? Nu cred! Iuhu! Libertate! Ai văzut ce față avea profa? Nu vine să cred că s-a așezat pe perna pentru farse pusă de Kevin pe scaunul ei. Îți place de Kevin, nana! Hei, nu mă mai trage de păr! Stai! Vreau să-ți arăt ceva. El e noul meu prieten. Oh, ce pufos pare! Uite ce am eu! Ha! Ce-a pățit ursulețul meu? Oh, nu! Mi s-a scurs cerneala în ghiozdan! Nu e bine deloc! Mama o să se supere maxim! Dă-l încoace! M-ai dezamăgit! M-am săturat! Nu vreau să te mai văd! Ți-ai făcut familia de râs! Încotro să o apuc! Asta e! Așa arată viața mea acum! Sunt nomadă! Sunt singură pe drum! E și un urs uriaș! Poate vrea o îmbrățișare! Sau nu! Nu pot păți așa ceva! Nu vreau să mă mănânce un urs! Cred că am o idee! O să pun lipici fierbinte peste o cutie de chipsuri. Vreau să creez o ramă. O să o înconjur și o să las un spațiu mic. Apoi o să pun un fermoar peste ramă. E noul tău penar! Pentru mine, ce tare! Wow! Abia aștept să-l folosesc! Unde-mi sunt fixurile? În cap perfect! Ești cea mai tare, Mickey! Da, știu! Și sunt și modestă! Atenție, elevi! Azi dați test! Și va fi extrem de dificil! Ok, prima întrebare! Care soluție e alcalină? Asta sau asta? Știu! E cea albastră! Tu ce crezi, Stacy? Ești de acord? Nu sunt sigură! Am discutat despre asta. Ar trebui să știi răspunsul. Ce mizerie! Trebuie neapărat să... ok. Hai să încercăm ceva diferit. Cine-i ăsta? Știu răspunsul. Iar, e un tip cu păr ciudat. Teoretic, ai dreptate. Se pricepe. Ce-i asta? Nu știu. Știu eu! E un pahar Erlenmeyer. Dai numai răspunsuri corecte, Mickey. Mersi. Cine poate rezolva asta? E dificilă? Incredibil. Ce murdar e totul. Nu uitați să folosiți? Stai așa. Ați văzut-o, nu? Nu mai contează. Aveți 4 variante. Ce greu e. Nu și pentru mine. Oare de unde știe toate răspunsurile? Cât de deșteaptă poate fi? M-ai impresionat, Mickey! Sigur trișează cumva! Pot să te ajut cu ceva? Cineva a murdărit tabla! O să o fac să fie curată luna! Hei, ce faci acolo? Oprește-te! Dai drumul cărpei! Vorbesc serios, madam! Aoleu! Acum e momentul! Am nevoie de un pic de ajutor suplimentar. Îmi place mult tehnologia. Unde rămăsesem? Stacy? Copiezi cumva? Eu? Nu. Bine. Psst, Stacy, dă-mi telefonul. Repede, înainte să ne vadă profa. Mersi. Asta e următoarea întrebare. Știu cum te pot ajuta. Psst. O să acopăr marginea husei cu lipici. Lângă ea o să trasez altă linie de lipici. Apoi o să lipesc deasupra un creion. O să fac la fel cu toată husa. Vreau ca telefonul să fie ascuns. Asta o să-ți rezolve toate problemele. Bun, cine crede că știe răspunsul corect? Mickey, ce s-alea? Astea? Sunt creioanele mele. Ok, bine. Poftim, ia-l. Wow, mersi. O să-l pun fix aici. O să am toate răspunsurile la îndemână. Haideți, n-am toată ziua la dispoziție. Care e răspunsul? E extraordinar! Știu! Varianta aia. Foarte bine! Mersi, Mickey! Sper că v-ați pregătit pentru test. Atâta timp cât am manualele, o să fie bine. Ai gustat sucul ăsta? E extrem de bun. Cred că sunt gata. Am recapitulat totul. Nu trebuie să mă stresez. Să am mintea limpede. Ca să iau nota 10. Trebuie neapărat să mai cumpăr suc. Ok, elevi, ăsta e testul. A sosit momentul. Start! Ia să vedem. Ce bine că ne putem folosi manualele. O să fie mai ușor așa. Unde o fi răspunsul? Sigur e pe aici pe undeva. Sunt gata. Ia să vedem. O să fie super ușor. N-am de ce să mă stresez. Vă expiră timpul. Nu găsesc răspunsul. E super ușor. Ce urmează? Mi se pare mie sau e cald aici? Nu e bine deloc. Credeam că ai învățat. Şi, încerc să mă concentrez. Trebuie să vă grăbiți. Secundele trec rapid. Vi se termină timpul. Trebuie să terminați. Sigur iau notă de trecere. Au! Hei, care-i faza? M-ai lovit cu o carte. M-a durut. Stai așa, cred că știu ce să fac. Așa, Mickey nu o să mai dea cu manuale în mine. O să pun câteva paie colorate peste niște hârtie de copt. Apoi o să apăs fierul de călcat peste hârtie. Așa topesc paiele, fără a le arde. Acum o să dau o gaură la un capăt. O să bag sfoara asta prin gaură. Apoi o să-i fac un nod. Astea sunt perfecte pentru Mickey. Hei! Ce e? Wow! Perfect! Acum găsesc răspunsurile super ușor. E fix ce-mi trebuie. Gata! V-a expirat timpul. Dați-mi testele. Am reușit! Super! Ce ușurare! Iuhu! Da, eu sunt! O să fiți impresionați! Ra, ra! Hai, băieți! Uhu! Ah, mulțumesc! Ce drăguți din partea voastră! Îmi fac mereu timp pentru fanii mei! Nu uitați, primesc cadou doar bani sau aur! Gata, lăsați-mă în pace! E greu să fii majoretă. Și mie ușor să arăt atât de bine. Dar trebuie să mă aranjez puțin. Bună, Stacy! Îmi dai un autograf? Sunt fanul tău numărul 1! Poți să scrii că e pentru prietena mea cea mai bună, Mickey? Ai ceva în păr. Cum a ajuns asta aici? Vai de mine, ce jenant! Îmi cer scuze, Stacy! Stai, am o idee! O să bag asta într-o matriță în formă de inimioară. O să mai pun câteva. Apoi o să torn deasupra niște rășină epoxidică. Și o să aștept să se întărească. Acum o pot scoate din matriță. Și o să o prind de o agățătoare de cercei. Și am obținut o bijuterie personalizată. Wow, ce drăguți sunt! Stacy, vino înapoi! Am ceva pentru tine! Cercei? Pentru mine? Wow, arată super! Se potrivesc cu ochii tăi! Te-ai gândit vreodată să încerci ceva nou? Ce se întâmplă? Mă simt plină de viață și amețită! Hai să facem ceva împreună! Stai! Mult mai bine! Wow! Văd totul în ceață! Au! Ups! A fost vina mea! Hai să te ajut să te ridici! Că nu știu să cânt la chitară. Hei, pot să te ajut cu ceva? Aloha! Am venit la petrecere! Intră! O să-ți cânt rapid ceva! Nu-i nevoie. Nu e chiar așa greu. Acum unde sunt? Aha, o petrecere hawaiană? Pare o idee distractivă. Dar nu am voie să intru cu mâncare și băutură. Serios? Ce n-ai... Astea de unde au apărut? Ce meserie genială am. Cât de greu poate fi? Nu o să bănuiască nimic. O să ascund dulciurile în haine. Ce deșteaptă sunt. Nu mai am loc. Nu mai contează. Cred că sunt gata. Wow, ce talentat ești! Pot să intru? Sigur, după ce verific că nu ai mâncare la tine. Scannerul ăsta nu m-a dezamăgit niciodată. Stai, ai ceva de mâncare aici? Nu poți intra. Nu te las să intri la petrecere. Ce zi lungă! Mi se face somn. Nu-mi vine să cred că mi-a găsit dulciurile. Dar nu mă las pe gubașă. Am o idee. Și am nevoie doar de moneda asta. O să mai încerc o dată. Hei! Asta e pentru tine. Încerci să mă mituiești? E o monedă adevărată, dar nu mai contează. Deci, pot intra? Nu. Serios? Trebuie să găsesc altă soluție. Aha, știu. Am nevoie doar de câteva accesorii. Ia să vedem. O, da, simt cum arde. Wow, se vede că faci sport. Deci, pot intra la petrecere? Stai puțin, ce-i asta? E o bezeamoale cumva? Serios? Asta era planul tău? E cam greu de mestecat. Stai! Ce grețos! M-am săturat. Există o singură soluție. Nu! Oprește-te! Ce-ai pățit? Nu o să mă oprești niciodată! Nu funcționează! Wow, își face meseria bine, nu glumă! Stai! Serios? Hei, Sani, ce bine arăți! Trebuie să fiu super atent! Ce situație enervantă! Dar știu ce pot face! E timpul pentru o transformare! Ce părere ai? Am făcut o fustă din dulciuri! Arată bine și e genială la gust! Îmi cer scuze pentru mai devreme. Iar facem asta? Nu am nimic de mâncare la mine, promit. Vreau să-ți spun un singur lucru. Distracție plăcută la petrecere. Vorbești serios? Hai, intră. Ce mult îmi place cântecul ăsta. Uite ce mișcare am. Hei, Matthew. Mickey, ai ajuns. Uite ce fustă am, conține dulciuri. Super idee, nu-i așa? Asta e pentru tine. Ce bună e. Oh, mi-am adus aminte! Și ochelarii mei sunt comestibili? Ce tare! Asta da petrecere! Știu, e super! Matthew, uite, butonul! Chiar mă întrebam când o să apară! Hai să mergem! Ce bine arăți, Alex! Hei, ce s-a întâmplat cu muzica? Wow, hei, ia uite! Da, da, interesant, dar citesc ceva! Wow, ce zici de asta? Uite! Nu mă mai deranja! Ți-am spus că citesc. Vai de mine! Ce face cursuleții ăia gumați? I-a topit! Și acum are o căpșună! Nu cred! A înmuiat căpșuna în ursuleții gumați topiți! Incredibil! Mi-a venit o idee genială! Am un borcan cu ursuleți gumați și un bol. Sigur pot face și eu asta. În bol cu voi, ursuleților! E timpul pentru cuptorul cu microunde. Ha, acum trebuie să aștept să se topească. Super, sunt gata. Abia aștept să gust rezultatul. Așa, acum o să am nevoie de niște căpșuni. Și de alte fructe. Ups, să nu uit nici de frigăruie. E foarte importantă. Am băgat căpșuna în frigăruie. Ia să vedem. Cum se scufundă în ursuleții gumați topiți. O să o învârt ca să mă asigur că e acoperită complet. O să fac și mai delicioasă cu niște bombonele colorate. Ele fac totul să fie mai delicios. O să dau căpșuna asta prin bombonele ca să o acopăr bine. Vai de mine, ia uite-o. A adormit. O să mai fac câteva. De data asta o să folosesc și alte fructe. O învârt bine de tot. Oh, ce bine intră sosul în mure. Și ce strălucește strugurele. Și, evident, niște bombonele colorate. Ce simpatice sunt inimioarele astea! Gata! Am făcut o farfurie întreagă! Așa! O să trezesc bătând din palme! Am zis, bătând din palme! Ce s-a întâmplat cu lumina? Ce frumos e! Voila! Ți-am făcut o gustare romantică! Hai, alege una! Ce minunat! Poftim, gustă una! E delicioasă! Ia și tu una! Oh, wow! E ceva extraordinar! Și ce romantic! Draga mea, scumpo, ești bine? Da, sunt bine. Ce bine! Mai vrei? Nu? Bine! Nu vreau să trișeze nimeni la examen. Ce-i asta? Cum a ajuns ăla acolo? Eram sigură că o să funcționeze. Ok, Stacy, e rândul tău. Stați puțin! Nu vreau ca profa să-mi găsească telefonul. Dar cum l-aș putea băga pe furiș în clasă? Grace, nu vrei să trișezi, nu-i așa? Eu? Nu, niciodată. Stai, am o idee. Am nevoie de șlapii lui Grace. Gata, infracțiunea perfectă. Acum trebuie să fac câteva modificări. O să-i tai puțin aici și un pic acolo. Cred că ajunge. Acum îmi pot băga telefonul în talpă. Nimeni nu o să știe că e acolo. Poți intra, Grace. Sper să funcționeze. Trebuie să mă comport natural. Totul pare în regulă. Nu găsesc niciun semn că ai vrea să copiezi. Mă mir. Eram sigură că Stacy ar trișa. Asta e. Ok, astăzi vreau să facem ceva diferit. Lăsați manualele deoparte, sunt plictisitoare. Așa e, în loc o să dăm un test surpriză la chimie. Super interesant, nu-i așa? Sigur o să vă placă. Nu, nu e adevărat. Ce se întâmplă? Mereu îmi stricați distracția. Nu contează, eu sunt șefa, o să dați un test. Ce ciudat. Hai să-i facem pe plac. Și nu uitați, copiatul e interzis. Vorbesc serios. Oricum nu o să luăm note de trecere, așa că ce mai contează? Hai să scăpăm mai repede. Sunt cu ochii pe voi, ca un vultur. Ca un vultur. E îngrozitor! Ce întrebări grele! Stai, ce faci acolo? Nu-mi place ce văd! Ia să văd! V-am spus, copiatul e interzis! Da, da, de parcă mă interesează! O să iau eu astea! Ok, am intrat în panică! Trebuie să mă mișc rapid! Ce lume crudă! Wow, ce veioză drăguță! Oh, s-a stins! Hei, Emily, ăla e cumva un telefon? Da-l încoace! M-ai dezamăgit! Ți-l dau înapoi la finalul orei. Nu înțeleg obsesia pentru telefoanele astea. Ah, aproape aflasem răspunsurile corecte. Ce mă fac acum? Trebuie să găsesc o soluție. Stai, poate pot folosi radiera asta. Am o idee genială. Poate totuși iau notă de trecere. Doamna, pot să merg la baie, vă rog? Ok, dar să te miști rapid. Bine, să trecem la treabă. Am nevoie doar de o radieră și un cutter. O să tai radiera în două, apoi o să lipesc un post-it adeziv peste cele două jumătăți. Acum pot scrie răspunsurile pe hârtie. Scrisul trebuie să fie foarte mărunt ca să încapă toate. Apoi o să pliez radiera. Acum mă pot întoarce în clasă. O să mai încerc o dată. Comportă-te normal. De ce ești așa relaxată? Fii atentă, am aici toate răspunsurile corecte. Și profa nu bănuiește nimic. Oare trebuie să cumpăr roșii? Da. Wow, super! Emily, ce faci acolo? Copiezi cumva? Poftim? Nu, în niciun caz. E doar o radieră. Vedeți? Nu e o copiuță. Și dați-mi voie să spun că acest test e super. Cred că am păcălit-o. Chiar e un test super. Mersi! Și am terminat. Clar o să iau nota 10. Și eu o să iau radiera aia. Vino încoace, scumpo. Ești a mea. Numai a mea. Ce n-ai... E încuiată cumva? Nu înțeleg. Mă las pe gubașă. Ce deșteaptă se crede, cu radierele ei elegante. Succes! Am plecat! Ah, iar e dimineață. Încă 5 minute. Visam ceva genial. Ah? Ce? Cât e ceasul? Oh, nu! Am întârziat la școală. Trebuie să mă grăbesc. Hai, trebuie să găsesc ceva de îmbrăcat. Oh, astea sunt bune. Și o să prind autobuzul. Stai! Nu! Vino înapoi! Așteaptă-mă! Ce enervant! N-am timp de asta! Nu-s deloc în formă! Măcar fac niște cardio cu ocazia asta! Matthew? Îmi pare rău! Așa mai vii de acasă! Chestia asta nu are frâne! O să alerg restul drumului! Nu! Nu-mi vine să cred! Vai de mine! Ce bine că nu port tocuri azi! Ne vedem mai încolo, PC! Am ajuns! Scuze, am dormit prea mult! Ești bine? Ești transpirată, foarte transpirată! N-am fost deloc organizată în dimineața asta, am fugit până la școală. De asta nu fac sport deloc. Ce miroase? Îmi vine să vomit! Oh, nu! Nu e bine deloc! Ce jenant! Nu e bine deloc, dar nu-i bai, te ajut eu! Ai nevoie de absorbantele astea zilnice. Dăm puțin bluza. Hai, dă-o jos! Ai încredere în mine, o să funcționeze! Ok, dar sper să nu mă vadă Matthew. Mersi, nu durează mult. Mai întâi o să întorc bluza pe dos. Apoi o să dezlipesc hârtia de pe absorbantul zilnic. Și o să lipesc de bluză. O să lipesc absorbantele zilnic în zonele predispuse la transpirație. Mai am nevoie de unul. Poftim! Serios? Cum e posibil? Wow, ce diferență! Fix de asta aveam nevoie, mersi! Wow, ce aer proaspăt! Nu mai miroase urât! Bună, Stacy! Poate azi nu e totuși o zi atât de ratată. Am ajuns mai devreme la oră. O să ascult niște muzică înainte să ajungă profa. Am nevoie de căști. Uite-le! O să mă ajute să mă relaxez înainte de oră. Poftim? Ce ciudat! Căștile mi s-au transformat într-unele din ciocolată. Ce se întâmplă? Stai așa, cred că știu ce s-a întâmplat. Wow, ce drăguț! Sunt zâna ciocolatei și îmi place să fac lumea fericită cu ciocolata mea. Delicios! Oh, ce e aia? Ia să mă distrez puțin. Cui nu-i place ciocolata, nu? Are dreptate, ador ciocolata. O să-mi placă garantat. Stai puțin. Poate n-a fost zâna ciocolatei? Oh, ce e asta? Arată interesant. Hei, nu! Ia mâna, sunt ale mele. Niciodată nu primesc ceva interesant. Ce rea este Stacy. Cine mă sună? Oh, e Jake, iubitul meu. Ce drăguț e. Hei, dragule. O învăț eu minte. Am o idee genială. Așa, Robert, fă-ți treaba. Ce mare e. Ce cățel deștept. Mai am nevoie de un singur lucru. Aha, e proaspăt și fix ce-mi trebuie. Perfect. Nu-l pot atinge, e prea grețos. Din fericire sunt mereu pregătită. Asta e fix ce-mi trebuie. O să umplu seringa cu răhățel. Am și niște ciocolată topită pentru gustarea de mai târziu. O să mi se facă foame după farsa asta. E suficientă. Acum o să torn amestecul în cutiuță. Și în partea cealaltă. Acum trebuie să aștept să se întărească. Cred că a trecut suficient timp. Arată super. O să le pun înapoi. Asta o să învețe pe Stacy să-mi dea și mie lucrurile ei. Pa, pe curând! Ha, e cel mai tare! Comportă-te normal, nu bănuiește nimic! Trebuie să plec la școală. O să-mi fac ghiuzdanul și o să plec. Să nu-mi uit căștile. Nu, să nu le uiți! Nu se poate! Nu! La mulți ani! A, mersi! Astea sunt pentru tine! Ești cea mai tare! Oare ce conține? Poftim! Sper să-ți placă! Wow, ce răsfățată mă simt! Sunt atât de norocoasă să am așa prietene bune! Glumești? Wow! Poftim! E ziua de naștere a lui Stacy! Bună! Bună, Emily! Mulțumesc mult! Am uitat complet! Ce mă fac? Poate am ceva în rucsac care ar putea deveni un cadou potrivit pentru Stacy. Poate și-ar dori un pui de cauciuc? Sau poate nu... Ce altceva mai am aici? Un răhățel gumat? Mereu zâmbesc când îl văd. Nu, nu-i pot da așa ceva. Wow, un nou iPhone. E îngrozitor. O să se supere pe mine. Poate îi pot cumpăra un cadou după ore. Sper să nu se supere. Florile astea miros extraordinar. Știu, o să-i fac o felicitare. Important e gestul, nu? Arată îngrozitor. Trebuie să mă gândesc la altceva. Stai puțin. Cred că știu. Știu ce să-i dau lui Stacy de ziua ei. E timpul să mă apuc de treabă. O să încep prin a desena puncte pe coperta unui caiet cu un marker albastru. O să fac un model oarecare. O să repet procesul cu markere de alte culori. O să continui până umplu toată coperta. Arată super! Cred că e suficient. Acum o să acopăr coperta cu scoci transparent. Trebuie să fie întins bine. O să tai scociul în exces. E ultima bucată. Acum o să acopăr scociul cu vopsea neagră. Pentru o aplicare uniformă o să folosesc burețelul ăsta. Vreau să o acopăr complet. Acum o să aștept să se usuce vopseaua. O să folosesc o frigăruie de lemn pentru a scrie un mesaj peste vopsea. Frigăruia va zgâria vopseaua și va scoate la iveală culorile de dedesubt. E un efect interesant. Am terminat! Stacy? La mulți ani! Oh, Emily! Wow! Mulțumesc! Îmi place super mult! Vino încoace! Deci, ai adus tort? A fost un film genial! Trebuie neapărat să-l vezi! Oh, Emily! Ia loc! Hei! Arăți super! Mersi, Jake! Drăguț din partea ta! Hai că poți! Ia să vedem! Ha? Oh, mi s-a rupt creionul! Ce frustrant! Ah, tipic! De ce pățesc mereu asta? Sper că am o ascuțitoare la mine. Hai odată! Am orice altceva în penarul ăsta. Ah, am uitat-o acasă. Hei, Stacy, ai o ascuțitoare? Nu sigură, stai să verific. Ups, nu-s deloc atentă. Nu, nu am, scuze. Ok, ciudat, care-i faza? Acum e momentul să mă remarc. Pot să-i dau lui Emily ascuțitoarea mea. Sau pot folosi inelul pe care l-am cumpărat. Merită să încerc. O să dau piatra jos și o să pun puțin lipici fierbinte peste inel. Cred că e suficient. Apoi o să apăs ascuțitoarea deasupra. O să bag inelul la loc în cutie. Arată extraordinar! Hei, Emily! Poftim, pentru tine! Serios? Wow! Ce drăguț ești! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Jake, e fix ce-mi doream! Wow! Îl meriți din plin! Mă bucur că-ți place! Abia aștept să-l pun pe deget! Mi se potrivește perfect și e extrem de practic! Ce idee bună ai avut, Jake! Și acum i-am ascuțit creionul! Acum n-o să-mi mai pierd niciodată ascuțitoarea! Și asta datorită ție! Mersi, Jake! Ah, puteam fi eu în locul ei! Vreau și eu să primesc un inel de la Jake! Băieții simpatici nu mă plac niciodată! Vrei să ne vedem mai târziu? Îmi vine să vomit! Am repetat tot, deci nu aveți de ce să nu luați notă de trecere. Nota de trecere, am înțeles. Ce plictisită sunt, mi se închid ochii de somn. Ah, Emily, ce grețos! Puteți începe testul. Vreau să răspundeți la toate aceste întrebări. Super, un test! Poftim foile! Ce bine! Abia aștept să încep. Ah, scuze, ador testele. Poftim! Mersi! S-ar putea să fie greu. Ah, vai de mine, ce m-am speriat! Scuze, o să-mi termin de pilit unghiile mai târziu. Puteți continua. Super! Nu pot folosi asta. Hei, Stacy, ai un creion? Te rog, am neapărat nevoie de un creion. Am unul singur, scuze. Ok, stai, am o idee. Îmi dai puțin creionul tău? Ok, dar îl vreau înapoi. Știu ce pot face, sunt genială. O să pun creionul pe o foaie de hârtie. Apoi o să o rulez. Trebuie să mă asigur că hârtia e strânsă bine. Înainte să ajung la capăt, o să acopăr hârtia rămasă cu lipici. Apoi o să o rulez complet. O să mă asigur că s-a lipit bine. Apoi o să scot creionul lui Stacy. Pasul următor, o să bag un pai în tubul de hârtie. O să sigilez un capăt cu lipici fierbinte. Și o să-mi bag creionul în celălalt capăt. E un creion homemade. Acum e perfect. Mersi, Stacy. Sigur. Ce minunății ai făcut acolo. Funcționează. Ce bine că mi-a venit ideea asta. Merge bine. Oh, Matthew. Hei. Ai întârziat. Stai jos. Scuze, durează ceva timp să-mi aranjez părul așa. E de vis! Mașina asta de vânt e cel mai bun lucru pe care l-am cumpărat. Wow, uite cum arată! Ce bine arăt! Da, ai dreptate! Cred că mi-a stat inima în loc. Oh, creionul meu! Ups! Sper că nu m-a văzut nimeni. Niște castraveți. Ah, vai de mine! Ce frumoasă e când gătește! Durează prea mult. O să grăbesc procesul. Ce drăguț! O prințesă grațioasă. Mă inspiră să fac un desen. Ok, am stabilit proporțiile. Ce faci acolo? Aha, mă desenezi? Stai așa, o să stau nemișcată cu acest castravete în mână. Cum îmi stă părul? Îmi desenezi latura bună? Ce zici de poziția asta? Stai puțin. Oh, nu! Mi s-a rupt vârful creionului. Vai de mine! Creionul! Cum ai terminat acum de desenat? Stai, o să-mi verific telefonul. Poate există o soluție. Ok, uite aici. Are un creion și un instrument pentru decojit legume. Ce tare! Ascute creionul cu instrumentul pentru decojit legume. Wow, ce treabă bună a făcut! Uimitor! Hai, decojitorule, e timpul să ne salvezi creionul. Fac fix ca în clip. O să decojez creionul în sus. Și o să tot întorc creionul ca să se ascută uniform. Ah, a funcționat! Ia instrumentul înapoi, dragă. Stai puțin să termin portretul. Ok, am terminat. Ești gata să-l vezi? Voila! Stai, un castravete. Asta desenai de fapt? Ah, ce dezamăgire! De ce? Mi se pare că seamănă destul de bine. Ca toată ziua cu popitul ăsta. Oh, stai, n-am dat jos capacul. Ups, nu sună bine deloc. Tati, cred că am o problemă. Poftim? Ce mai aștepți? Hai! Nu-i bai, te ajut eu. Aoleu! Ce n-ai? Mă puteți lăsa singur, vă rog? Sigur că da. Nu mă mai agita. Stai puțin, trebuie să-mi trag suflul. Nu mai sunt în formă maximă. Wow, ce de trepte! Ne-ar trebui un lift! Hai odată, tati! Hai să mergem! Cât cântărești mai exact? Dă-te la o parte! Gata, scumpa mea! Am ajuns la fix! Nu mă uit! Ce rece e! Trebuie să mă ridic! A? Ce ai pățit? Colacul de la toaletă! Uite! Asta da problemă! Stai puțin! O să-ți folosesc pop-it-ul. Mai întâi o să decupez găurile. Oh, ce bine e! Apoi o să le lipesc de colacul toaletei. Wow, ce colorat e! Și o să te protejeze de colacul rece al toaletei. Oh, o să fac o inimioară. Wow, arată super! E gata! Cum ți se pare, Gabi? Wow, îmi place foarte mult! Ia să vedem! Abia aștept să-l testez și eu. Tati? Scuze, scumpa mea. Ce bine e! Acum e mult mai bine. Ce ai mâncat ieri? Gabi, ai terminat? Ce distractiv e! Da, te ajută să te distrezi cât stai la baie. Mersi, tati! Mă bucur că te-am putut ajuta. De data asta unde am ajuns? Oh, nu! Sunt la închisoare! Nu-mi stă bine deloc în haine portocalii. Nu e bine deloc. Mor de foame. Oh, hei, îmi dați și mie câteva? Nachos, super. Doar băieții buni au voie. Stai, semnul ăla spune că mâncarea e interzisă. Serios? Încalci regulile. Nu e corect. Îmi strici pauza de nachos. Am nevoie de ajutor. Hei, Matthew, mă auzi? Mama? Stai, de unde se aude? Nu cred că e de la ceas. Casa asta e pântuită cumva? Ce ar trebui să fac cu asta? Au! Ce amuzant! Matthew, eu sunt! Trebuie să mă ajuți! Sunt la închisoare! Nu țipa atât de tare! Mickey, tu ești? Cine altcineva? M-am săturat! Hei, folosește asta! Serios? Chiar trebuie să fac totul de una singură? Ce ciudat! Oh! Hei, Mickey! Am nevoie de niște gustări, dar gardianul e cu ochii pe mine. Stai, gardianul? Ești la închisoare? Așa deci, am înțeles, poți conta pe mine. Sunt ast în domeniul deghizării. Mă, gâdilă, ce mult îmi place culoarea asta. Adică, lumea a râs de mine când am cerut produse de machiaj cadou de ziua mea. Dar cine râde la urmă, râde mai bine. Mai am nevoie de ceva. Oh, ce drăguță mă simt. Trebuie să exersez mersul pe tocuri. Cum reușesc fetele să facă asta? Încetișor. Trebuia să fi purtat ceva fără toc. E timpul pentru spectacol. Hei, frumosule! Ești atât de frumoasă! Cred că m-am îndrăgostit! Ce drăguț ești! M-am plictisit! Vreau ceva de mâncare! De ce ia atât de mult lui Matthew să-mi aducă ceva? Vrei să ieșim la cină într-o seară? Sigur că da, mai ales dacă te îmbraci cu uniforma asta. Aș face orice pentru tine. Stai puțin, m-ai păcălit. Dar cum? M-au păcălit ochii ei de vis. Nu ești nici primul, nici ultimul. Vreau ceva dulce. Ce ciudat! Pot să te ajut cu ceva? Vezi ce am în sandale! Ce grețos! Stai așa! Au tocuri false cumva? Ce idee genială! Wow, e ceva înăuntru! Sunt bomboane! Ești cea mai tare! Noi, fetele, trebuie să ne apărăm spatele una alteia. Fix de asta aveam nevoie. Wow, arată delicios! Nu ai voie să mănânci bomboane! Te-am prins! Corect, sunt prins cu cătușe de raftul ăsta. Mulțumesc foarte mult! Hai să te scot de aici. Și cu tine ce facem? N-am văzut nimic, promit. E timpul să evadăm. O să apăs pe buton. Nu plecați nicăieri. Era o fantomă. Dar nu o să uit niciodată. O să trăiască pentru totdeauna în inima mea. TikTok! Hai să facem ceva. Ce greu a fost. Nu mai am aer. Wow, cred că trebuie să facem mai mult sport. Până atunci, ce zici de ceva de băut? O să ne răcorim cu băuturile astea. Sigur! Oh, ce de bule are! E bine acidulat! Noroc! Hei, stai puțin! Ce faci? Oh, mă uit la un clip pe TikTok! Uite! Vezi? Face un fel de truc cu niște suc! Oare ce urmează să se întâmple? Aia e cumva bată pe băț? Oh, a băgat-o direct în suc! Și-a schimbat culoarea! Și acum adaugă niște vată pe băț galbenă! Oare am putea face și noi asta? Da, știu ce zici! Hei, uite ce ai aici! Fac! Hei, uite! Ți-ai imaginat niște vată pe băț? Ce? Acum putem încerca și noi trucul de pe TikTok. În regulă, avem un pahar și niște suc. L-am turnat și l-am pregătit pentru pasul următor. Ești gata? Treci în paharul cu suc. Vată pe băț. Ce tare! S-a topit! Ești gata? O să mai pun niște vată pe băț? Da! Pune mai multă! Ce mult îmi place că se topește imediat! Parcă ar fi magie! Mă simt ca o vrăjitoare care prepară poțiuni magice. Hei, lasă-mă să pun culoarea asta. Ce idee bună! O să mai pun și eu un pic. Așa, arată bine! Mi-am pregătit paiul. Tu? Hai să gustăm băutura asta. Wow, e delicioasă! Gândește-te, îngerașul meu! Ah, hei, mami! E dimineața deja? Hai, trebuie să te scoli! Mami, ești aici? Trebuie să te speli pe dinți. Ah, urăsc să fac asta. Nimănui nu-i place respirația urât-mirositoare. Dar nu vreau. Nu mai fi obraznic, tinere. Te speli imediat pe dinți. Nu, nu vreau. Hai odată, ia periuța de dinți. Ah, bine. Dar nu-mi place deloc. Ce îngrozitor. Vreau să-i văd strălucind. Alex? Nu te aud periindu-i. Acum încep, mami. Sunt cu ochii pe tine. Da, da, dacă spui tu. A plecat. Nu vreau să fac asta. Oare de ce durează atât de mult? Ia să-l verific. Alex, ești bine? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce mizerie ai făcut în baie? E pastă de dinți peste tot. Nu-mi vine să cred. Ce ai făcut aici? Ups. Dă-l încoace. M-ai supărat foarte tare. Stai puțin. Mi-a venit o idee. Cred că știu ce pot face. O să folosesc o jucărie Puppet ca să-l conving pe Alex să se spele pe dinți. O să încep cu pasta de dinți. O să pun pasta de dinți în fiecare gol. N-am nevoie de foarte multă. Perfect. Apoi o să presar deasupra bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul va întări pasta de dinți. Ok, Alex, ia asta. Unde e pasta de dinți? Stai așa. Ți-am pregătit ceva special. Ia uite. Vrei să încerci? Wow, parcă ar fi bomboane. Arată delicios. Oh, ce gust mentolat. E super. Ce dinți curați am. M-am plictisit. Aș vrea să fac ceva distractiv. Știu cum o pot înveseli pe Gabi. Hai cu mine. Bună, tati. Ce faci? Am un joc distractiv. Trebuie să ghicești cuvântul secret folosind aceste două indicii. Ok. Sunt un microscop și un telefon. Stai, știu răspunsul. Microfon. Aha, super. Ha, ai ghicit. Și am unul chiar aici. Ai câștigat. Oh, da. La, 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 la. Am o idee genială. Karaoke. Hai. Ce distractiv e. Oh, da. Bom, bom, start. Nu, unde mi-a dispărut e-mailul? Nu voiam să-i trimit șefului meu poza aia. Tati, vrei să jucăm ceva? Aș fi vrut, dar trebuie să lucrez. Hai, o să fie distractiv. Ghicește cuvântul. Gabi, nu pot. Te rog, tati. Ok, dar jucăm doar o rundă. Ești cel mai tare. Ce crezi că e? Prima arată ca una din postele mele iubite. Știu, e un camion uriaș. Ai ghicit. Asta e premiul tău. Vai de mine, ce zi genială! Uite ce bine arată! E frumos foc! Hai să ne jucăm! Am și eu unul! Brum, brum! Joaca e mult mai distractivă decât munca! Ai văzut cascadoria aia? O zi în care trebuie să câștig bani. Așa glumim noi aici la bancă. Bună ziua! Bună! Deci voiam să discut despre... cine sunteți mai exact? Serios? Știi cine sunt? Trebuie neapărat să faci asta. Oh, Mia, bună! Mă bucur să te văd! În sfârșit, mereu faci asta. Am nevoie de ce ți-am cerut. Ți-ai pus picioarele pe biroul meu? Lasă discuțiile, adun banii. Imediat! Să nu dureze mult, da? Cum ajung la seiful secret? Mi-am adus aminte. Mereu mă emoționez când vorbesc cu ea. Dar e clientul numărul 1 al băncii noastre. Am ajuns! Care era cheia corectă? Am atât de multe? Cred că e asta. Hei, scuze că te-am trezit. Da, muritoare de rând. Am nevoie de bani, te rog. Ia-i și dispar din regatul meu. Mersi, te las să te culci la loc. Ce tip dubios. De ce durează așa mult? M-am întors, poftim. Glumești? Ok, mă întorc imediat. Nu-mi vine să cred că n-am adus ce trebuie. Ce rea e! De data asta nu o să mai greșesc. Ok, hai că poți. Încetișor. Am reușit. Trebuie să-mi caut alt job. E mult prea stresant. Poftim caseta video. Deci? Nu voiai caseta? Știam asta deja. Sper ca de data asta să nu mai greșesc. O valiză? Asta vrea de fapt? Se mișcă ceva înăuntru. Ce conține? Sunt liber, în sfârșit. Mă bucur că te-am putut ajuta. Trebuie să vii cu mine, repede. Pe aici. Așa. Ce bancă e asta? Voiam o prietenă nouă. E clar, trebuie să merg iar la safe. Noi bai, o să rezolv imediat problema. Trebuie doar să găsesc cheia corectă. Sigur e pe aici pe undeva, nu o să dureze mult. Chiar trebuie să fac totul de una singură? E asta. Da, știam, dă-o încoace. Nu, de ce? Mai întâi trebuie să fac ceva. Ia să vedem. Niște capse, perfect. Fix ce-mi trebuie. Asta o să-ți ușureze viața considerabil. O să aranjez capsele în forma asta. Și o să le lipesc unele de altele. Am nevoie și de ceva strălucitor. Acum o să le prind de cheie. Arată bine. Acum nu o să mai rătăcești niciodată. O poți lua. Wow, super. Mă duc să-ți aduc lucrurile. Voilà! Vezi, n-a fost greu deloc. Mi se părea că am nevoie de o schimbare. Poți să-i bagi în seif? Sigur că da, acum am cheia. Ce intens a fost. Trebuia să-i curețe înainte. De unde să încep? Verdele transmite întotdeauna ideea de liniște. Deci se potrivește cu viziunea mea. Foarte frumos. Voilà! Nu arată bine deloc. Am nevoie de o pânză nouă. Poate albastrul ăsta e mai potrivit. Da, deja arată mai bine. Așa mai vii de acasă. De ce nu-mi iese ca lumea? Chiar am stricat degeaba o pânză. E timpul să trec serios la treabă. De data asta o să desenez ceva realist. Încetișor. Și... Ha! Chiar m-au dezamăgit mâinile astea. Nu sunt făcut pentru viață de artist. De ce am pățit așa ceva? De ce universul e necunoscut? De ce? Ce zi! Nici părul nu-mi stă bine. Stai! Aveam răspunsul în propriul buzunar. Lipește pe pânză 3 bucăți de scoci. Așa vei obține un triunghi. Apoi urmează colorarea. Adaugă culorile creând forme în relief ca în imagine. Poți alege orice nuanțe vrei. Trebuie doar să se încadreze între limitele trasate. Ce vopsea densă! Urmează partea cea mai interesantă. Mișcă pieptenele în zigzag, în timp ce treci prin culori. E ok dacă se pătează scociul. Acum umple și restul spațiului alb. Așa, fă forme în relief. Stratul de jos poate fi mai greu de făcut, pentru că e mai mult spațiu de umplut. Dar nu-i bai, o să vezi la final că merită. Acum dezlipim scociul. Ce linie curată am obținut! Mai am 2. Și un triunghi colorat perfect. Acum îmi pot admira capodopera. Se pare că sunt, totuși, un artist adevărat. E ora de culcare. Dar mai întâi trebuie să merg la baie. Cine e? Lasă-mă în pace! Am un ursuleț și nu mă tem să-l folosesc. Poftim? Huggy Wuggy? Ce cauți acolo? N-am timp de asta! Gina! Ce? Ce se întâmplă? Aaaa! Mi-e frică! Oh, nu! Nu e bine! Aaaa! Te-am prins! Lasă-mă în pace! Piu! Am ajuns! Am nevoie urgent la baie! Asta nu era aici înainte! Dar chiar trebuie să folosesc toaleta! Stai așa! Hei, Gina! Lasă-mă singură, te rog! Poate te pot ajuta! Am lumina asta pentru toaletă! O să o pun sub colac! Se prinde așa pe loc! Și are o lumină caldă! Nu trebuie să te mai temi de nimic! Vezi? Testează-o! Wow, ce tare! Sunt gata! Cred că o să-ți placă! Wow, ce lumină magică! Mă poți lăsa singură? Corect, te las singură! Huggy? Când termin, te aștept la petrecere! O să ne distrăm garantat! Avem și karaoke! Uite ce mișcări știu! Oh, da! La 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 la! Oho! Genial! Sunteți super tari! O să stropesc puțin trandafirul ăsta, chiar dacă e cam simpluț. Bună, draga mea! Ți-am adus un buchet de flori! Vai de mine! Ce surpriză frumoasă! Ce frumoase sunt! Și ce bine miros! Poftim! Fă-mi o poză cu telefonul! Ok, ești gata? Zâmbește! Stai așa, fă-mi una în poziția asta. Mulțumesc, cred că ajung. Acum o să le pun în vaza asta. Dăm telefonul înapoi. Ah, telefonul meu! Oh, nu! Nu! L-am auzit crăpându-se! Telefonul meu iubit! Ce mă fac? Oh, da, nu e bine deloc. Poate n-ar trebui să te uiți la el. Vai de mine, e mult mai grav decât mi-am imaginat. Păi, poate îl putem repara cu niște scoci. Glumești? Păi, poate cu un ciocan atunci? Ai dreptate, evident că ai dreptate. Ah, ce prost sunt. O să-mi folosesc propriul telefon. Ok, hai să ne uităm la clipul ăsta cu soluții. Stai, aia e pastă de dinți? Nu-mi vine să cred că a umplut ecranul cu ea. Și acum freacă bine pasta de dinți? De ce face asta? Ok, măcar acum curăță telefonul. Poftim? Crăpăturile ecranului au dispărut complet? Hai să testăm și noi trucul ăsta, cu telefonul tău crăpat. Am pregătit pasta de dinți, sunt gata. Așa, a? O să întind peste ecran fix ca în clip. Așa, cred că ajunge. Și eu am un șervețel, ca să o șterg de pe ecran. Ah, se întinde peste ecran și atât. Nu cred că funcționează. Ah, ce pierdere de timp. Prietenul meu telefon. La naiba. Ia stai puțin. Draga mea, ai ceva pe nas. Fix aici. Ah, glumețule. Mereu știi cum să mă faci să râd. Unde e toată lumea? Ce liniște e! Oh, hei! Serios? Nu cred. Ce ziceam? Poate nu m-au văzut. Ha? Ce-i asta? Wow! O petrecere! Și e azi! Ce tare! Poate n-ar trebui să merg. Eu mă duc. Ah, de ce am mereu gânduri din astea? Ce face tocilara acolo? Ce fraieră e! Hei, hai să-i facem o farsă. Nu o să fiu niciodată populară. Hei, Mandy, vrei să mergem împreună la petrecere? Împreună? Serios? O întâlnire? Vai de mine! Nu cred, aleșinat! Clasic! Stai, glumeai? Trebuia să o filmăm! De parcă te-aș invita vreodată la o întâlnire. Nu mai râdeți de mine! Hai să plecăm! De ce sunt atât de răi? Cu ce le-am greșit? Sunt îngrozitori! Voiam doar să-mi fac prieteni! Ia stai puțin! Lacrima asta mi-a dat o idee! care va fi perfectă pentru petrecere. O să iasă ceva super! Am un bol cu rășină epoxidică. O să adaug puțin pigment deasupra, ce albastru intens. Acum o să le amestec. Trebuie să mă asigur că se omogenizează bine. Arată bine! Acum o să torn amestecul în matrița asta. Vreau să obțin o bijuterie în formă de lacrimă. O să umplu matrița complet. Acum o să aștept să se întărească. Mai rămâne doar să o prindă un lănțișor. Wow! Arată super! Am un colier personalizat în formă de lacrimă. E perfect! Acum trebuie să văd cu ce mă îmbrac. Wow! Mă simt extraordinar! O să plec spre petrecere. Prima mea petrecere! E fix cum mi-am imaginat! Hai să ne distrăm! Wow! Uite-o pe Mandy! Vai de mine! Se uită la mine! Ce să fac? Mă bucur că ai venit! Serios? Să știi că mai devreme a fost o farsă. Vrei să dansăm? Nu cred. Dar ți-am cerut scuze! Ce petrecere tare! Oh, da! De Gabi cât suntem plecați. Să am grijă de Gabi, sigur. Și să fiți cuminți. E extraordinar! Prea repede! Stai, îmi sună telefonul. Oh! Oprește-te, Gabi! Îmi vine să vomit! Ce zi genială! Sunt epuizat! Ce plictisitorie! M-am distrat mai mult cu Alex. În sfârșit mă pot relaxa. Așa mai vii de acasă. Ce interesant arată! Vreau și eu să am tatuaje, dar n-am niciun ban. Stai, știu! Am nevoie fix de așa ceva. Și partea cea mai bună e că nu o să folosesc un ac dureros. Ce bine arată! Arăt extraordinar! Hei, Alex, ia uite! Ce n-ai? E super tare, nu crezi? Arăt ca tine! Sunt super fericită! Acum avem amândoi tatuaje! Mă simt plină de viață! Da, interesant! Ups, s-au întors mama și tata. Au venit mai devreme. Oh, nu, trebuie să te curăți rapid. Dar tatuajele mele abia mi le-am făcut. Nu trebuie să te vadă halul ăsta. Trebuie să rezolv problema, super rapid. Stai pe loc, o să pun niște scoci peste tatuaj. Apoi o să-l ridic cu atenție. Nu, Alex, te rog, nu-l dezlipi. Uite, tatuajul se dezlipește. Nu trebuie să freci deloc pielea. E rapid și ușor, funcționează perfect. Mă, cam câdilă! Asta e ultimul! Am terminat! La fix! Ce ușurare! Dar îmi plăceau tatuajele mele! Nu e corect! Ce zi! Bună, scumpa mea! Stai! Unde au dispărut tatuajele tale? Corect! O să-ți spun un secret! Nu erau adevărate! Ce penibil ești! Văd că v-ați distrat împreună! Kitty, ești gata să vezi un artist în acțiune? Desenul ăsta o să iasă foarte bine. Cu cât folosesc mai multe culori, cu atât o să fie mai vesel. Mai am depus doar câteva nuanțe. Mi-a cam obosit mâna. A ieșit super! Sau poate nu. Nu-mi iese nimic ca lumea! Ce-au pățit astea? Aha! S-au amestecat culorile! Ce idee bună! Uite ce degradee epic am făcut! Wow! Acum o să combin nuanțele de care am nevoie! E ca un sărut între carioci! Și așa obții ceva magic. Oare asta cum o să arate? Un unicorn care schimbă culoarea. Ia uite! Zona asta sigur o să arate interesant. Pare a fi un curcubeu în formă de unicorn. Nu mă pot mișca suficient de repede. Fiecare secțiune poate avea alt degrade de culori. Vezi cum începe să prindă formă? Ai grijă la bot! Ce bine arată! Asta da îmbunătățire, nu crezi? Oh, ce? Ce s-a întâmplat aseară? Cred că ne-am distrat prea mult. Nu-mi vine să cred că m-am mărit! Wow! Mă bucur pentru tine! Noroc! Iuhu! Nu vreau să mai fac asta niciodată. Trebuie să-mi revin. Ce dezastru! Super! Acum trebuie să fac și curat. Aoleu! Ce-a pățit machiajul meu? Stai! Încep să-mi aduc aminte. Cred că am mers într-un club. Wow! Aplauze pentru Mia! Hai să dansăm! O, da, domnișoarelor! Cine vrea să cânte? Ups, scuze! Hai să mergem! Wow, ce jenant! Și a ajuns la mine în baie! Ce-a pățit toaleta mea? Ce ciudat! Sper că nu s-a întâmplat ceva și mai rău. Stai puțin! Ce noapte genială! Ar trebui să facem asta în fiecare weekend! Clar nu o să fac asta în fiecare weekend! Mă dor toate! Asta de unde a apărut? Hai să ne jucăm! Vreau să câștig un papit! Ține tot așa! Iuhu! Am reușit! N-a fost chiar așa rău! Oh, nu! Inelul meu! Nu e bine deloc! Unde sunt? Ar trebui să fiu la colonie! Am nevoie de un inel! Trebuie să găsesc o soluție! Să trecem la treabă! În primul rând am nevoie de o tavă de brioșe. O să torn în ea rășină epoxidică transparentă. Apoi o să pun câteva picături de vopsea roșie. Acum trebuie să le amestec. O să creez un vârtej cu ajutorul pensulei. Înainte să se întărească, o să adaug deasupra o bază de inel. Cred că e gata! Super! Am ajuns la timp! Hai să ne căsătorim! Ce mult îmi place ciocolata! Eram îngrijorat! Dragule! Nu uita de verighetă! Ți se potrivește perfect! Ce romantic! Ne-am căsătorit! Acum pot săruta mireasa! Bine arată popcornul ăsta! Ești gata? Bună! Dragule, vreau niște gustări! Le vreau pe toate! Nu ai nevoie de nimic, ai încredere în mine! Nu vreți nimic? Nu? Hai să mergem! Ce iubit de nota 10! Nu ne verifică nimeni biletul? Unde a dispărut toată lumea? Alo? Ce ciudat! Tu de unde ai apărut? Nu contează! Aveți cumva ceva de mâncare? Nu? Dar ai un suc! Nici băuturile nu sunt permise! Nu vezi semnul? Dă-l încoace! Scuze, draga mea, dar nu-i bai! Ok, acum puteți intra! Hai, intră repede! Hai să ne așezăm aici! Să știi că sunt supărată pe tine. Ți-am spus că totul e sub control. Un tricou? Uită-te mai bine. Ce idee dulce! Chiar că, pentru că sunt geleuri. Pentru tine, scumpa mea. Ce romantic! Am și eu momentele mele. Trebuie să mă apuc de tema asta. Un curcubeu? Curcubeele au și roșu în ele, nu? Și apoi, galben! Începe să arate elegant. Dar are o formă cam ciudată. Asta o să arate mai bine. Dar de ce e tot dreaptă? Hai odată! Curbează-te! Curbează-te! E imposibil! Ești bine? Tu ce crezi? Hai să te ajut! Ce greu e să desenezi curcubee, Matt! Vrei să mă ajuți? Da, sigur! Fii atentă la mine! Pune pe masă o bucată de scoci cu partea adezivă în sus. Lipește deasupra cariocile. Și prinde-le cu restul de scoci. Gata! Imediat fac un curcubeu. Trebuie să trasez odată o linie curbă pe pagină. Și am obținut curba perfectă. Vezi? Incredibil! Vreau și eu să încerc! Cineva o să ia nota 10 la tema asta! Ți-e foame? Chloe? Ce s-a întâmplat aici? N-am mai văzut niciodată atâtea curcubee. Sunt peste tot. Chloe? Mi-a plăcut mult trucul ăsta. Vrei să mai desenăm ceva? Ciocolată? De unde știu că mi-e foame? Poftim! Ți-ai fi dorit să fi știut și tu aceste trucuri la ora de desen? Nu e niciodată prea târziu să le pui în aplicare în timpul tău liber. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi pentru un strop de inspirație. Abonează-te acum la canalul nostru pentru a nu rata distracția!